Ana pentru tineret mulțumește partenerului nostru principal, Inspectoratul Școlar, dar să nu uităm că dacă n-ar fi fost sprijinul primăriei și al Consiliului Local, nu am fi reușit acest proiect. Proiectul poți ascunde, dar nu poți nega. Proiectul are implicări mai departe pentru copiii care acum au fost cu noi, care sunt acum colegii noștri, care vor fi în proiecte viitoare și vor asigura un sprijin pentru municipiul Botoșan, pentru că ei sunt rezerva de voluntari care vor participa la acțiuni de ecolizare și alte acțiuni pe care primăria va avea nevoie pentru organizarea de evenimente și toate celelalte lucruri. Noi, Fundația Județeană pentru Tineret, așteptăm și pe alți tineri în mijlocul nostru ca împreună să facem ceva pentru ei, pentru noi și pentru viitorul nostru. Vă mulțumesc, Vasile Halasanu, președintele Fundației pentru Tineret Botoșan.